Numele meu este Maria, dacă cumva sunteți noi pe acest canal. Aici vorbim despre dezvoltare personală, călătorii spirituale, viață în general și mai ales despre tot felul de unelte care ne pot ajuta pe un drum profund de dezvoltare personală, astfel încât să ne creăm și în exterior o viață ideală. Astăzi vorbim despre frica de a ne fi frică. Frica de frică, pentru că aceasta e cea care naște atacul de panică. Dacă nu ne-ar fi frică de frică sau de acele stări pe care le simțim, nu s-ar naște un atac de panică. Dar noi ne speriem, credem că acea senzație ciudată pe care o simțim are o cauză reală și mai ales că ne este extrem de frică, credem că acea frică chiar are o bază reală și că undeva chiar suntem în pericol și astfel ne e frică de faptul că simțim frică și corpul începe să reacționeze, începem să eliberăm tot felul de mesaje către creier, către mușchi, intrăm într-un sistem care se numește sistemul luptă sau fugi. Corpul nostru se pregătește de luptă și în acel moment noi ne speriem și mai tare și nu știm din ce în ce mai tare ce se întâmplă cu noi și iată că așa se naște un atac de panică. Dacă noi am întrerupe acest ciclu chiar la început, chiar în momentul în care a început să ne fie frică, dar nu am mai alimentat acel sentiment cu frica de a ne fi frică, dacă nu ne mai speriem de faptul că ne este frică, atacul de panică nu s-ar mai naște. Așadar, hai să vedem ce putem face în privința asta. În primul rând, hai să vorbim despre frică. Ce este frica? Frica este un mecanism de apărare primordial fără de care n-am putea să supraviețuim. Sincer, acum, dacă stăm să ne gândim, nouă, dacă nu ne-ar fi frică, am pățit tot felul de chestii foarte dubioase pentru că nu am avea niciun fel de, de chestii care să ne țină, să ne aruncăm în fața unui tren, de exemplu. Deci, frica ne ține în viață și ne ține în siguranță, încă de când suntem noi pe acest pământ sub această formă. Gândiți-vă în în preistorie, gândiți-vă că frica a fost cea care ne-a învățat că focul arde, că animalele sălbatice pot ucide. Frica ne-a învățat să ne adăpostim, frica ne-a învățat să procurăm hrană și tot așa, frica a fost alături de noi încă de la început și ne-a ajutat să evoluăm. Frica acum în zilele noastre, din fericire, nu prea și mai are rostul decât așa de nevoi de bază să nu cumva să ne ardem sau să suferim, Doamne ferește, vreun accident din cauza că nu știm să ne protejăm. Dar acele mecanisme care ne-au făcut până acum să evoluăm nu-și prea și mai au rostul într-o societate evoluată ca a noastră. Așadar, acest barometru al fricii este puțin stricat acum, pentru că ea trage semnale de alarmă și clopote și tot ceea ce poate să facă atunci când noi ne imaginăm un pericol sau atunci când mintea noastră dezvoltă un scenariu probabil, dar aproape imposibil despre o anumită situație. Știți foarte bine scenariile pe care le poate face mintea. Deci ne imaginăm o anumită situație în cel mai rău mod posibil și atunci automat se nasc sentimente de frică. Pentru că, ghiciți ce? Mintea nu face diferența între ce este imaginat și ceea ce este real. Mintea crede tot ceea ce îi spunem de cele mai multe ori și mai ales dacă are în subconștient niște credințe negative, cu atât mai mult va crede niște scenarii negative. Deci ceea ce credem noi și ceea ce gândim nu este neapărat corect, real, însă felul în care simțim și felul în care reacționăm este de cele mai multe ori real, concret și de aceea se naște anxietatea. Deci, de ce ne este nouă frică de frică? Pentru că noi credem că acea frică prevestește ceva, ne spune ceva, ne apără de un pericol iminent. Ei bine, de cele mai multe ori, din fericire, acest lucru nu este adevărat și această frică de frică nu face decât să nască un cer vicios care ne bagă pe noi în niște stări neplăcute.
Frica de frică nu ne ajută cu nimic și cu cât dezamorsăm mai repede acest mecanism și acest cerc vicios, acest ciclu neîntrerupt, cu atât mai repede o să trecem peste stările de anxietate. Frica nu prevestește nimic, frica este doar, nu știu, ca o maimuță care stă acolo și tipă, aoleu, uite ce se poate întâmpla, aoleu, ca o, nu știu cum să o descriu. Și cu cât o minimizați mai repede și cu cât înțelegeți rolul său și că nu știe foarte multe, dar ea își face treaba, ea vrea să ne țină în siguranță, ea vrea să ne țină în viață și așa știe ea să-și facă treaba, așa știe ea, știe ea când în momentul în care mergem pe stradă să ne imaginăm tot felul de scenarii sau în momentul în care intrăm într-o relație, ea, săraca, încearcă să ne țină în siguranță spunându-ne că aoleo, să activeze o frică de abandon sau mai știu eu ce, adică nu trebuie neapărat să fie chestii fizice, cât poate să fie și chestii emoționale, psihologice, tot felul de situații în care intrăm în viață, frica, draga de ea, ne poate aduce în conștient cele mai urâte scenarii, încercând să ne spună, uite ce se poate întâmpla, vezi, ai grijă, dar noi de cele mai multe ori luăm acele scenariu drept adevăr, începem să dezvoltăm tot felul de stări ciudate din cauza lor și în cel mai rău caz și acționăm conform lor. Ei bine, în momentul în care acționezi conform fricii, nu poți face decât tâmpenii, dar ăsta o să fie un subiect pentru alt video. Astăzi vorbim despre cum să nu ne mai fie frică de frică. Deci sper eu că ați înțeles cam ce este frica. Acum, ce putem face? În primul rând, eu vă recomand să o observați. În momentul în care apar aceste scenarite, aceste gânduri negative, aceste frici, tot ce vă recomand este să le observați. Da, să le observați ca un om matur. Aceasta să fie ipostaza voastră interioară, asta să fie starea voastră. Ca un om matur, înțelept, care observă un copil nebun care se joacă și face tot felul de chestii. Sau un om care observă o maimuță care sare peste tot. Așa, cu o maturitate, cu un echilibru, observați-o cu compasiune, dar fără să o judecați. Exact cum vă uitați la un copil neastâmpărat. Ei bine, asta vă recomand eu să faceți cu frica în primă instanță. O să vedeți că în momentul în care observați acele gânduri imparțial, detașat, da? Nu ne angrenăm emoțional. Și cum putem face asta? Observând și exersând această postură de observator. Ei bine, în momentul în care începem să observăm, o să vedeți că acea frică se minimizează, o dezamorsăm. Nu mai are acea putere ca înainte. Deci această postură de observator este baza mindfulness-ului, de exemplu, și baza neuroplasticității este ceea ce ne ajută cel mai mult să ne schimbăm tiparele mentale. Deci nu o luați ca pe o chestie banală, pentru că nu este deloc banală, este, pe cât pare de simplă, pe atât de greu e de făcut, dar pe atât de eficientă este. Deci vă recomand să încercați să dezvoltați această postură de observator cât de curând puteți și cât de des puteți, astfel încât aceasta să se consolideze în starea voastră. Apoi, putem să ne convingem mental, dacă aveți nevoie, pentru că de foarte multe ori noi avem nevoie și de niște stimuli și dovezi mentale. Putem să ne convingem noi singuri printr-un discurs așa interior că ați văzut în atacuri de panică, chiar dacă ți este frică, bun, și ți este foarte frică, până la urmă tot nu se întâmplă nimic, mai mult decât acel atac de panică care poate să treacă în câteva minute sau în câteva zeci de minute sau whatever, altceva nu se întâmplă. Deci această frică este ca o cață de aia care doar vorbește, ca câinele care latră, dar nu mușcă, știți? Adică încercați să realizați acest lucru, că niciodată nu s-a întâmplat ceva grav și această frică nu își are rostul, nu prevestește nimic rău, nu se întâmplă, mamă, ce, și doar este multă gălăgie fără substanță.
Convingeți-vă, gândiți-vă, nu știu, dacă ați trecut prin atacuri de panică, prin stări de anxietate, prin momente în care v-a fost frică și ați văzut că de fapt nu s-a întâmplat nimica. Și în momentul în care realizați asta, o să vedeți că acest mare balaur numit frică devine așa un câine mic care doar latră și altceva nu știe ce să facă. Deci voi singuri puteți să vă convingeți de chestia asta și acest lucru să vă ajute în acest proces de vindecare. Să realizați că, bă, bun, și da, mi-a fost frică și m-am dus cu frica și s-a amplificat, așa, și ce s-a întâmplat mai departe? După aia mi-a trecut și iarăși mi-a fost frică nu știu când. Ei bine, acest ciclu se poate întrerupe în momentul în care vă decideți să nu vă mai fie frică de frică și spuneți, așa, și mi-e frică și o să treacă și o să vedeți că momentul ăla nu mai puneți benzină pe foc, nu mai are ce să folosească astfel încât să se mărească. Deci frica, fără frica voastră de ea, nu are ce să facă, nu are cum să se amplifice. Și apoi, al treilea lucru pe care îl puteți face este să respirați. V-am mai învățat și în video special despre respirație, cum să respirați. Folosiți respirația ca să dezamorsați anumite stări. Respirația este strâns legată de starea noastră mentală și emoțională. În momentul în care începeți să controlați respirația, în primul rând mintea e focusată pe acest nou task de a controla respirația și în al doilea rând aceasta se calmează și interiorul nostru se calmează. Folosiți respirația, folosiți respirația în patru timp și anume numărați până la 4 pe inspir, 1, 2, 3. 4, stați o secundă pe retenție pe plin și apoi expirați iarăși 4, 1, 2, 3, 4, o secundă pe retenție pe vid și tot așa, 1, 2, 3, 4, o secundă și expir, 1, 2, 3, 4. O să vedeți că instant o să vă relaxați, deci respirația este magică, dar nu știm să o folosim și vă recomand să vă uitați la acel video, o să explice foarte clar ce e și respirația abdominală și cum puteți folosi respirația în acest proces de armonizare interioară. Dar nu uitați, frica, fără frica de frică, nu are ce să facă și nu are cum să se amplifice și nu are cum să devină acel balaur. Eu, din momentul în care am renunțat să mai îmi fie frică, pentru că avusesem 7 ani de atacuri de panică și anxietate. Vă dați seama că după 7 ani știam ce se întâmplă, știam cum decurge fiecare atac de panică, știam. Și a încetat să mai fie frică brusc pentru că știind că niciodată nu se întâmplă ceva nasol, adică în acele stări, fiindu-mi atât de frică, nu se întâmpla nimic mai rău decât că eram eu cu mine și în acel haos, coșmar mental, altceva nu se întâmpla în exteriorul meu și nici în interiorul meu, nici în fizicul meu, eram sănătoasă și sunt, nu știu ce. Deci, fără frica mea, nu se întâmpla nimic și m-am convins singură de acest lucru și pur și simplu am încetat să mai fie frică și am zis, bun, așa, și încep niște gânduri și începe ciclu, așa, o să vină, o să treacă și în momentul în care aveam această stare bună, o să vină și o să treacă. De fapt, mie nu mai mi-era frică și eu, de fapt, nu mai puneam gaz pe foc, nu mai alimenta nimic acea stare și nu mai ajungeam să am un atac de panică. Și fie luam telefonul și mă jucam ceva, fie mă uitam la poze sau, nu știu, făceam orice să-mi distrag atenția pentru câteva minute, să nu mai stau acolo să zic, aolo, ia uite, mi-e frică, aolo, și ia să vedem ce se mai întâmplă, aolo, și uite, vin gândurile astea, aolo, și uite, începe inima să-mi bată mai tare. Și a, știți povestea. Deci în momentul în care ziceam, bun, așa și așa și vine un atac de panică și asta e și vine și trece, nu-i mai acordam atenție, nu mai puneam energia mea, nu mă mai implicam emoțional, luam telefonul, făceam altceva și uite așa am învățat să dezamorsez atacurile de panică și frica. Deci frica de frică este o iluzie, este pur și simplu o fantomă pe care noi imaginăm, nu fără acea iluzie, toată această problemă cu anxietatea și atacurile de panică nu ar mai exista. Deci, dacă noi decidem să nu mai vedem acea iluzie, să nu o mai proiectăm, să nu mai vedem fantoma care de fapt nu există,
în momentul acela dezamorsăm tot și dizolvăm toată această tot acest haos cu anxietatea și cu atacurile de panică. Deci nu am, din nou, nu am o formulă magică să nu vă mai fie frică de frică, doar vă motivez să nu vă mai fie frică de frică, vă dau niște unelte pe care le puteți folosi astfel încât să dezamorsați acest mecanism și astfel să treceți peste anxietate și peste atacurile de panică și mai ales peste frică. Înțelegeți că este o iluzie, este o iluzie căreia noi dăm prea multă importanță și în care investim prea multă energie și emoție și astfel ea devine un balaur de care ne speriem doar noi. Ei bine, din momentul în care o vedem la adevărata ei valoare mică așa și care nu știe prea multe, dar își face treaba așa cum poate, ei bine, în acel moment nu mai creăm balaurul și suntem noi aceia, observatorii maturi, echilibrați, plini de compasiune și care luăm frâiele destinului nostru și frâiele minții noastre, astfel încât să ne creăm o viață pe care ne-o dorim cu adevărat. Vă mulțumesc din nou că v-ați uitat la acest video. Vă rog frumos să vă abonați dacă v-a plăcut. Eu vreau să creștem această comunitate cât mai mult pentru că cred eu că aceste videouri sunt foarte utile și sper să vă inspire astfel încât să fiți proprii voștri salvatori și să vă creați o viață magică. Vă mulțumesc și ne vedem data viitoare!